Uniunea Europeană pregătește o serie de schimbări radicale pentru șoferi. Una dintre propuneri constă în eliminarea permisului de conducere tradițional în favoarea unui document digital. Acest nou format va conține toate informațiile esențiale, inclusiv datele personale ale titularului, categoria de vehicule pentru care este autorizat și fotografia. Totodată, depășirile periculoase, parcările ilegale și conducerea pe sens interzis nu vor fi doar amendate, ci și considerate infracțiuni cu pedepse ce pot ajunge până la închisoare, în funcție de gravitatea faptei. Un alt element ce ar putea fi introdus pentru siguranța rutieră este introducerea obligatorie a cutiilor negre în toate automobilele noi, începând din luna iulie. Aceste dispozitive, asemănătoare cu cele folosite în aviație, vor înregistra date vitale în caz de accident, oferind astfel polițiștilor și industriei auto informații prețioase care ar putea contribui la dezvoltarea de sisteme de siguranță mai eficiente.